ședința ordinară a Consiliului Local din 1 aprilie, prin dispoziția primarului numărul 149 din 24 aprilie. Sunt prezenți 13 consilieri locali din cei 15 în funcție. Lipsesc domnul Munteanu, domnul Mărcu, domnul Ștefan. Și domnul Mărcu. Ședința și Catan, trei consilieri lipsesc. Dar ședința este îndeplinit numărul de membri necesar pentru a ședința să desfășoare în condiții normale. O rog pe doamna președintă să treacă. Bună ziua, vă spun și eu, și Hristos a înviat. Înainte de a citi ordinea de zi, dați-mi voie să supun spre aprobare procesul verbal încheiat în ședința extraordinară a Consiliului Local al orașului Stănii Moldova din data de 05.04.2019. Dacă sunt discuții, întrebări, dacă nu, cine este pentru? Abținere, împotriva, nu are dreptate. Mulțumesc. Cu permisiunea dumneavoastră, înainte de a citi întreaga ordine de zi, supun spre aprobare suplimentarea unui proiect de hotărâre privind aprobarea notei conceptuale pentru realizarea obiectivului investițional, amplasare căsuțe comerciale în Stănii Moldova, în parcul stațiunii. Cine este pentru? Se abține cineva împotriva? Și acum vă citim întreaga ordine de zi a ședinței de astăzi. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al Unității Administrative Teritoriale Oraș Stănii Moldova, inițiator economist Baciu Gheorghe, primarul orașului. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli aferent contractului de administrare a terenului forestier dintre proprietarul UAT Oraș Stănii Moldova prin Consiliul Local Stănii Moldova și administratorul Regia Națională a Pădurilor Rom Silva, Direcția Silvică Bacău, prin ocolul Silvic Târgu Ocna, inițiator economist Baciu Gheorghe, primarul orașului, proiect de hotărâre privind aprobarea achitării cotizației la patrimoniul Asociației de Dezvoltare Intercomunitare Bacău, ADIB, pentru anul 2018, inițiator economist Baciu Gheorghe, primarul orașului, proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii orașului Slănic Moldova cu asociația în context Slănic Moldova în vederea organizării unor evenimente cultural-artistice în anul 2019, inițiator economist Baciu Gheorghe, primarul orașului, proiect de hotărâre privind aprobarea acordării cu titlu gratuit a dreptului de uz și servitute către Belgas Grid S.A. Târgu Mureș pentru terenul aferent realizării lucrării extindere, rețea, distribuire și branșament gaze naturale, strada fundăturii, localitatea Stănic Moldova, județul Bacău, inițiator economist Baciu Gheorghe, primarul orașului, proiect de hotărâre privind declararea listarea apartenenței la domeniul public al orașului Stănic Moldova a unui bun imobil teren urmare a identificării și delimitării conform documentațiilor cadastrale în vederea înscrierii în cartea funciară, inițiator economist Baciu Gheorghe, primarul orașului, proiect de hotărâre privind modificarea anexei la hotărârea Consiliului Local Oraș Stănii Moldova numărul 12 din 30.01.2019, inițiator economist Baciu Gheorghe, primarul orașului, proiect de hotărâre privind aprobarea documentului de atribuire în vederea concesiunii de licitație publică a unui teren situat în Stănii Moldova, strada Ateilor, inițiator economist Baciu Gheorghe, primarul orașului, proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii căsuței comerciale numărul 1 din parcul orașului Stănii Moldova, Lea cu Castani, inițiator economist Baciu Gheorghe, primarul orașului, proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al orașului Stănii Moldova în Comisia Județeană pentru Incluziune Socială, inițiator economist Baciu Gheorghe, primarul orașului, proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință în cadrul Consiliului Local al orașului Stănii Moldova pentru o perioadă de cel mult 3 luni, calendaristice, începând cu luna mai 2019. Inițiator economist Baciu Gheorghe, primarul orașului. Raport, poți să lăsați raportul la urmă? Da. Sau, da? Nu vă dăm proiect de hotărâre privind aprobarea notei conceptuale pentru realizarea obiectivului investițional amplasare căsuțe comerciale în Stănii Moldova, parc, stațiune.
inițiator Economis Baciu Gheorghe, primarul orașului, raport privind starea economică, socială și de mediu a orașului Slănic Moldova, prezentat de Economis Baciu Gheorghe, primarul orașului și diverse. Supus spre aprobare ordinea de zi, cine este pentru? Abținere împotrivă, mulțumesc. Primul punct al ordinei de zi, proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al Consiliului al Unității Administrative Teritoriale Oraș Slănic Moldova, inițiator Economis Baciu Gheorghe, primarul orașului. Consumat, dacă vreți. Prima dată vă spun și eu, Hristos a înviat și să aveți parte de sărbători cu bine și să dea Dumnezeu să fie un an bun pentru toată lumea. La punctul 1 s-a discutat în comisie, nu cred că este cazul, este doar o rectificare cu plus și cu minus dată de aprobarea cu întârzierea legii bugetului și am primit cifrele mai niște bani pe care trebuie să-i dăm înapoi, practic, nu este o noutate. Întrebări dacă sunt, eu am discutat în comisie și avem aici reprezentantul biroului, șeful biroului economic, poate să vă confirme, să vă răspundă la întrebări. Poate nu sunt întrebări, avizul comisiilor? Favorabil. Favorabil. Și punem la voi cine este pentru? Abținere împotrivă, vă mulțumesc. Punctul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli aferent contractului de administrare a terenului forestier dintre proprietarul UAT Oraș Slănic Moldova prin Consiliul Local Slănic Moldova și administratorul Regia Națională a Pădurilor Rom Silva, Direcția Silvică Bacău, prin Ocolul Silvic Târgu Ocna. Inițiator Economis Baciu Gheorghe, primarul orașului. Dacă aveți. Da, vreau să fac precizarea doar pentru cei care ne urmăresc ședințele. Este vorba de suma de 2.029 de RON, o sumă care trebuie plătită, achitată pentru paza plantației și a zonei respective pentru anul 2019. E un preț propus de Rom Silva. Da, la fel ca și anul trecut, nu avem ce să negociem aici. E un tarif aprobat de Regia Națională, pe hectar, pe... Da. Întrebări? Discuții? Dacă nu, avizul comisiilor? Favorabil. Favorabil. Supun spre aprobare. Cine este pentru? Abținem împotrivă unanimitate. Mulțumesc. Punctul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea achitării cotizației la patrimoniul Asociației de Dezvoltare Intercomunitare Bacău ADIP pentru anul 2018. Inițiator Economis Baciu Gheorghe, primarul orașului. Dacă vreți să faceți precizări. Da. Cu toate că noi nu am beneficiat niciodată de un sprijin de la această asociație, nu datorită vinovăția, nu-i aparține asociației, aparține deciziei luate cu ani în urmă, mai exact în 2010, de către conducerea de atunci a primăriei, de a nu fi acționar la CRAB. Din această cauză, noi nu vom beneficia de investiții, trebuie să ne descurcăm pe cont propriu, să atragem resurse de unde vom reuși. Dar faptul că la momentul la care vom implementa un proiect, avem nevoie de un aviz al acestei structuri asociative ADIM, pentru că suntem prinși pe master planul județului Bacău cu investiția respectivă. Atunci am considerat că nu este oportun să ne retragem din această structură asociativă, respectiv să rămânem în continuare membrii ai asociației, în așa fel încât dacă suntem membri, trebuie să plătim cotizația. Este 3.000 de RON. Ne costă 3.000 de RON. Nu avem... Asta a fost punctul meu de vedere, că nu este oportun la acest moment să ne retragem din această structură asociativă. Dacă aveți întrebări, am participat la ședințele ADIP și vă pot da detalii despre Dacă nu sunt întrebări, avizul comisiilor? Favorabil.
Favorabil. Favorabil. Supunem la vot. Cine este pentru? Abținere, împotrivă, unanimitate. Mulțumesc. Punctul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Asocierii Orașului Slănic Moldova cu Asociația în context Slănic Moldova în vederea organizării unor evenimente cultural-artistice în anul 2019. Inițiator economic ajutor de primarul orașului. Da, desigur că susțin acest proiect. Este vorba de un proiect care a pornit chiar din 2017, este la al treilea an, a treia ediție. Pentru asta vreau să mulțumesc Georgianei Teodorescu, am invitat-o astăzi aici, tocmai că au apărut și niște comentarii, dar e foarte important ca ea să ne spună detalii din acest proiect, să ne spună câteva cuvinte despre cum eventual cum s-a derulat proiectul până acum și ce perspective sunt pentru anii următori și vă rog la final, dacă sunt întrebări, să le adresăm și să le lămurim. Mulțumim, Georgiana, și te rugăm să ne prezinți puțin situația. Am avut inițiativa de a participa la această ședință pentru a clarifica câteva aspecte legate de proiectul în context în Moldova, care a început în 2017, așa cum a zis și domnul primar, și care par a rămâne neclarificate încă astăzi, după două ediții. Așa cum știți, am avut țări invitate, India și Brazilia, și ne pregătim pentru a treia ediție, care va avea ca țară invitată Islanda. Cred că principalul aspect de lămurit este acela că Asociația de Artă în context încă de la înființare nu a luat niciun ban de la primărie. Filozofia proiectului este aceea de a atrage fonduri externe către stațiune și nu invers. În cei 2 ani de existență am reușit să atragem aproape 100.000 de euro care au intrat în stațiune, bani care au intrat în hotelieri, în comercianți, agenți economici, bani care s-au obținut prin aplicații la instituții de cultură de stat, cum ar fi Ministerul Culturii prin Administrația Fondului Cultural Național, Institutul Cultural Român, Consiliul Județean Bacău și, desigur, sponsori privați care au înțeles valoarea proiectului și au crezut în ea. Este poate de vreme ca la nivel economic să contorizăm impactul pe care acest proiect îl are la nivel de stațiune. Însă, cu siguranță, impactul la nivel uman și la nivel de comunitate este evident. În prima ediție am avut în jur de 30 de copii din școlile locale care au participat la atelierele și acțiunile în context. La a doua ediție am avut în jur de 120 de copii din 5 școli din județ care au fost parte și credem că proiectul a crescut enorm atât ca implicare cât și ca impact și credem că vom continua, ne dorim să continuăm în sensul ăsta. Ne pregătim să aplicăm pentru fonduri europene în parteneriat cu instituții de educație și strategie de dezvoltare de proiecte culturale de anvergură pe zone cu accesibilitate redusă, așa cum suntem noi. Am reușit să permanentizăm cumva activitatea Asociației de Artă în context prin sprijinul doamnei directoare Tudoreanu, pe care ne-a ajutat să amenajăm în cadrul școlii numărul 1 de la Slănic Moldova atelierul copiilor în context, unde pe parcursul anului s-au întâmplat constant cursuri de artă extracurricular cu ajutorul doamnei profesoare de desen Adriana Hârjoabă, care joia și vinerea a făcut cursuri cu peste 30-40 de copii care s-au strâns de la școlile din Cireșoara și Slănic. Știu că arta contemporană este un concept greu de înțeles, mai ales pentru regiunea Moldova, unde față de alte regiuni cu importanță geografică, poate strategică mai mare decât Moldova,
a rămas neglijat, accesul la informații, accesul la cultură a fost neglijat. Dar trăim vremuri în care arta nu mai este despre peisagistică și portret. Cu toții putem să facem asta cu telefoanele pe care le avem, cu pozele, cu camerele pe care le facem, le deținem. Arta în zilele noastre este despre concepte legate de problemele esențiale sociale, politice, economice prin care trece omenirea. Și dintre toate problemele actuale, în context se preocupă de natură și de relația omului cu natura, care credem că este un subiect foarte important și actual și puțin dezbătut în țara noastră. E greu de înțeles la nivel de localitate, dar noi, datorită valorii și frumuseții locului în care suntem și a resurselor naturale, cred că putem să devenim un centru de artă și ecologie și dezvoltare umană de referință pe harta internațională, dacă vreți, pentru că proiectul este unul internațional. Toți oamenii care au venit aici în afara țării prin prisma proiectului au fost absolut încântați de locul pe care îl avem și, din păcate, înțeleg mai mult decât înțelegem noi care suntem de aici valoarea aerului și a apelor și a tuturor resurselor naturale. Am vrea ca în timp, împreună cu fiind un proiect social, un proiect de educație, de creșterea conștientizării problemelor pe care le discutăm în cadrul acestui proiect, nu putem să ne dezvoltăm fără sprijinul autorităților locale. L-am avut de la început și apreciem foarte mult. Ne dorim să creăm o cultură de experimentare, de colaborare, să inspirăm copiii să învețe, să gândească pentru ei, gândirea critică, curiozitatea, comuniunea, incluziunea și durabilitatea. Vrem de anul acesta să implementăm soluții de sustenabilitate, soluții de reducere a poluării, de reducere a deșeurilor, de reducere. Tema proiectului anul acesta este compost. România este obligată, ca toate celelalte țări europene, să composteze. De anul viitor vom începe să plătim penalizări grave la Uniunea Europeană pentru că nu compostăm. În Valea Slănicului s-au distribuit peste 1000 de unități de compostare în ultimii 7 ani. Ele nu se folosesc. Gradul de utilizare este zero. Oamenii nu știu cum se pot folosi. Intenționăm să facem un parteneriat cu Universitatea Vasile Alexandrii din Bacău, suntem în discuții cu dumnealor, pentru a elabora împreună un manual de instrucțiuni de utilizare a acestor unități de compostare pe care oamenii de pe Valea Slănicului le folosesc ca cuști pentru câini și găini. Cred că e o problemă la nivel național și noi, prin proiectul acesta, încercăm să facem muncă de voluntariat, să atragem voluntari, să putem să schimbăm ceva în sensul ăsta. Mai menționez un aspect foarte important al proiectului în context. Cred că în urma celor două ediții am avut apariții în presă și televizate în mai mult de 60 de publicații naționale și internaționale. Cred că este greu de contorizat cât aport a avut acest fenomen la creșterea turismului, dar sunt sigură că a contribuit substanțial și cred că am văzut cu toții fluxul de turiști care a crescut în ultimul an și am încredere că și proiectul în context și articolele care au apărut au repus stațiunea pe harta națională și cea internațională a lumii. Astfel că cer în continuare susținerea dumneavoastră prin mijloacele deja deținute în gestionarea primăriei și a autorităților locale, mijloace ca locații, pază și protecție și susținerea în promovare. Cred că putem împreună să ne susținem și cred că în timp acest proiect poate crește și beneficiile se vor putea contoriza și mai clar decât am făcut-o până acum. Vă mulțumesc și dacă aveți întrebări, sunt deschisă. Oricine este interesat să consulte rapoartele Asociației de Artă în context, binevenit, vă rog să mă contactați.
Am încercat tot timpul să, încă de la început, am încercat să creăm o echipă locală, astfel încât banii aduși de la guvern și de la sponsor să intre în dezvoltarea oamenilor din zonă. Începând de la contabil asociației în context până la comercianții care au deservit evenimentele pe care noi le-am organizat. Transparență totală, aștept întrebări, răspund la mesaje, la mail-uri, în platformele de social media și sper să continuăm să colaborăm bine împreună. O întrebare vis-a-vis de anul acesta. Ce în perioada august-septembrie și ce proiect aveți? Da, în perioada 9 august-9 septembrie anul acesta vom avea ca țară invitată Islanda și vom avea o formulă de artiști islandezi care vor lucra pentru o lună împreună cu artiști români, comunitatea locală și materiale din zonă, pentru că astea au fost aspecte impuse de către noi de la început. Toate materialele utilizate au fost din zonă și s-a lucrat cu oameni, cu manufacturieri din zonă, cu oameni din Cireșoaia, cu țesătoare, cu pietrari și așa mai departe. Intenționăm să continuăm aceste aspecte. Unele dintre lucrările create nu sunt palpabile, ca să zic așa, dar sunt documentate video și au un manifest foarte puternic la adresa problemelor de mediu principal pe care le ridicăm noi și se pot accesa pe site-ul nostru www.incontext.art cu explicații în detaliu a conceptului din spatele lucrării. Fenomenul este amplu la nivel internațional și cred că ne putem alinia, avem deja o colecție, dacă ar fi să avem un spațiu de muzeu, am putea deschide permanent o colecție de aproximativ 25 de lucrări de artă contemporană recunoscute, care ar putea fi expusă constant în Slănic și care ar putea genera venituri și care ar putea genera turism cultural. Lucrăm în sensul ăsta. Cu islandezii avem o parteneriat pe termen lung și vom face și la anul mai-iunie o ediție extinsă a proiectului cu Islanda, pentru că vom aplica pentru, chiar luna aceasta s-a deschis linia de finanțare a granturilor norvegiene SEE și aplicăm împreună cu parteneri norvegieni și islandezi la un proiect de dezvoltare a antreprenoriatului cultural și creșterea audiență. De aceea sperăm ca anul viitor să ne permitem să facem o ediție în context mult mai extinsă față de ceea ce am făcut acum, atât ca promovare internațională, ajungând să lucrăm cu companii de PR, agenții de PR internațional, de promovare și marketing internațional, care ne vor ajuta să șlefuim și mai bine imaginea Slănicului în exterior. Și ne propunem să creștem dimensiunile Festivalului de Muzică Experimental, unde anul acesta, anul trecut, a fost prima ediție și am avut în jur de 45 de muzicieni care au venit la Slănic și au cântat în cele mai neobișnuite locații, unice, în țara noastră. Nu există un festival de muzică experimentală de așa natură în țara noastră. Sperăm să-l putem crește și, practic, anul acesta vom face o ediție oarecum restrânsă, strategică, o numim noi, în care pregătim ediția extinsă de anul viitor. Da, mulțumesc. Am fost și eu personal la Palatul Parlamentului, unde Asociația În Context și-a promovat lucrările și am rămas impresionat de impactul național, cel puțin, al acestui proiect și mulțumim, Georgiana, sperăm să putem partenera mai departe și să ajutăm din poziția în care suntem fiecare dezvoltarea proiectului tău. Mulțumesc! Mult succes! Mulțumesc! Mai aveți întrebări, discuții? Eu nu sunt un cunoscător al artei și nu știu să fac diferența. De exemplu, ca mine mai sunt și alte persoane. Știu, le cunosc, adică și lucrări de ale adică de a contextul, da? Din context. Dar vreau să
să spun că nu sunt nici explicate, nici semnate. Și uite, la intrare la izvoare, în weekend luau masa pe acele trepte, turiștii. Adică, pentru cei mai necunoscători așa, să le spunem că, știți, să le prezentăm într-un fel, să le facem o mică, nu știu, o prezentare, o mică prezentare, o mică... Pe viitor zic. Ai dreptate și am produs niște plăci de inox pe care urmează să le instalăm. Ne-am dorit să le instalăm în toamnă, doar că a venit înghețul și pământul a fost înghețat și am rămas cu ele în atelier. Da, este perfect adevărat. Trebuie să găsim, să luăm niște măsuri de pentru a semnaliza existența acestor lucrări. Și da, lucrăm la asta. Dar tot la un moment dat se reduce la o chestiune de buget, pentru că toate aceste lucrări de artă ar merita... Nu numai explicate prin plăcere, ar merita iluminate, cu iluminat arhitectural adecvat, ar merita promovate, inclusiv într-un tur al Slănicului, tur cultural, pentru că putem să facem tot felul de trasee și tot felul de tururi în Slănic, dar se poate face și un tur cultural, pentru că lucrurile sunt, într-adevăr, amplasate în stațiune. Și sperăm că anul acesta să putem face asta. Pentru că sunt oameni care au auzit de proiect și vin la Slănic să găsească lucrările și nu le găsesc, o dată pentru că nu avem un spațiu de expunere și doi, că pentru că cele din stațiune nu sunt semnalizate. Dar sperăm să rezolvăm, să reglementăm toată situația anul acesta. Ok. Da, mai am o întrebare. Când vorba de buget, a spus că 100.000 de euro se întorc la agenții economici. Da. Poate n-ar fi necesar să întoarcă către agenții economici. Exemplu, s-a încercat ceva la intrarea în Slănic, acolo cu monumentul ăla, și nu s-a dus la finalitate. Deci era bine dacă se știa că, făcut context, lucrul ăsta este făcut, a avut o anumită... E adevărat, dar noi nu am bugetat în momentul în care am da, spus 100.000 de euro, și de asta sunt spun. Sunt 100.000 de euro, dar și 100.000 de euro în agenții de turism, bilete, transport, închirieri, mașini, hoteluri, mese. Nu cred că există un restaurant în Slănic în care noi să nu fi mers la o masă de 20 de oameni și în care să nu fi plătit niște servicii. Da. Ce am făcut în plus a fost exact în plus. Atunci din este o asociație comercială, atunci nu pentru un asociație, este o asociație non-profit, deci ar fi comercială. Noi nu avem spuneți că avem cheltuieli acolo, deci nu știu, ar trebui să știm și noi ceva pe zona asta. Ce înțelegeți prin agenți economici? Eu vă spun exact cu cine am avut contractul și ce sume am plătit. Asta nu e necesar să ne spuneți. Doar am spus și eu punctul de vedere. Deci ce am făcut ca și aport în context pe spațiu public a fost doar o încercare de a ajuta, pe care ne-am permis-o sau nu, pentru că am bugetat-o sau nu înainte de a prezenta proiectul potențialilor sponsor, și noi fiind în continuă creștere, avem nevoie din ce în ce mai multă susținere și atunci sperăm că la un moment dat să reușim să și generăm niște venituri la asociație ca să putem deveni autosustenabili și să nu mai depindem de sponsori în fiecare an. Pentru că procesul de a prezenta acest proiect sponsorilor din toată țara e unul foarte greu. Și vă spun că și pentru mine a fost o noutate. Sunt 2 ani de zile în care am întâlnit la Vodafone, la Kaufland, la Dedeman. E o muncă grea și oamenii ăștia înțeleg, dar noi am crescut foarte mult. Aproape că sunt sigură că nu există un ONG în România care s-a crescut de 3 ori într-un an. Ne-am înființat în 2017, avem 2 ani de existență și am crescut enorm. Învățăm cu toții, ne rodăm ca echipă, ne rodăm ca nucleu în stațiune, pentru că am venit acum 2 ani, nimeni nu știa ce facem, ce suntem, ce vreau să zic. Și acum încă tot acolo. Bun, e acum, dar sunt niște rezultate la nivel global. Poate ediția asta, după ce pe plecarea dumneavoastră, artiștilor, Eu am o explicație aici, eu cred că printr-o implicare mai mare a dumneavoastră în timpul proiectului, în timpul proiectului, veți putea înțelege mai bine unde suntem, unde vrem să ajungem, pentru că nici eu vă mărturisesc multe dintre aceste aspecte, le înțeleg foarte greu sau poate chiar nu le înțeleg. Nu e obligatoriu să fim toți artiști sau să înțelegem arta în plenitudinea ei. Eu cred că este important să acordăm încredere Georgianei că acest proiect nu poate
să facă decât bine localității noastre și ele se vor armoniza în așa fel încât într-un final să atelierele noastre au stat tot timpul deschise, am invitat la liceene cu drag și pe platformele de social media și din poartă în poartă. Să știți că am fost prezent la destul de... Mulțumesc, dar pentru un concept așa de nou, durează. Da. Durează să personal se consider că singurul lucru bun, cultural, care s-a întâmplat în ultimii 30 de ani, de la Revoluție în sfârșit. E singur. Încurajator, mulțumesc. Din păcate, îmi doream să fie altfel. Să mai fie și altele, să fie concurență, să fie o piață culturală activă și tinerii noștri să înțeleagă nevoia de educație. În primul rând, părinții să înțeleagă nevoia de educație și cultură. Educația se absorbe cu efort. Răul se absorbe de la sine. Așa că, domn primar zice, să aprobăm proiectul. Da, doamna vicerintă. Dacă nu mai sunt discuții, mulțumesc și eu, Georgiana, pentru ceea ce ne-a prezentat. Din punctul meu de vedere, ai tot sprijinul și al colegilor mei. Să continuăm pentru că și mulți elevi, așa cum ai spus tu, au fost implicați în aceste activități. Copiii au fost încântați, au avut foarte multe lucruri de învățat. Și să continuăm. Mulțumesc, să continuăm. Toți copiii cu care am vorbit, toți au apreciat treaba asta. Avizul comisiilor? Favorabil. 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 Supunem la vot. Cine este pentru? Abține. Vă fi mulțumită. Mulțumesc. Mulțumim. Georgiana, dacă vrei să rămâi, ești... M-aș retrage, dacă îmi permiteți. Da, da. Da. Mulțumesc. Și noi mulțumim. Punctul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării cu titlul gratuit a dreptului de uz și servitute către Delgaz Grid S.A. Târgu Mureș pentru terenul aferent realizării proiectului de rețea distribuție și branșament gaze naturale presiune redusă, strada Fundăturii, localitatea Stănic Moldova, județul Bacău. Inițiator economist Baciu Gheorghe, primarul orașului. Da, ați dat acordul și până acum la situație de genul acesta. Vreau doar să transmit prin intermediul canalului exclusiv că suntem în faza în care vrem să extindem rețeaua de gaze în Stănic Moldova. Cetățenii care nu au gaze la acest moment să răspundă solicitărilor echipelor noastre care vor fi în teren și care vor inventaria străzile și locuințele, pensiunile eventual care nu au gaze. Îi rugăm să se gândească câtă nevoie au la centrală, la baragaz, la ce probleme sunt. Se gândesc dumneavoastră că vor duce gaze. Pentru că e o oportunitate acum și vrem să o fructificăm, să extindem cu aproximativ 8 km rețeaua de gaze. Noi am calculat deja străzile unde nu sunt gaze și ne dorim să apelăm la culoarele de finanțare în așa fel încât să extindem rețeaua de gaze. Dacă sunt discuții, întrebări, avizul comisiilor? Favorabil. Favorabil. Supunem spre aprobare. Cine este pentru? Abținere împotrivă. Unanimitate. Mulțumesc. Următorul punct al ordinei de zi. Proiect de hotărâre privind declararea atestarea apartenenței la domeniul public al orașului Stănic Moldova, unui bun imobil, teren, urmare a identificării și delimitării conform documentațiilor cadastrale, în vederea înscrierii în cartea funciară. Inițiator, economist Baciu Gheorghe, primarul orașului. Așa cum am vorbit și la comisie, este vorba de partea din la Muntea Pârului Tudorache. Noi am atestat ceilalți afluenți. Acum vă rog să ne dați acordul să mai atestăm încă suprafața de 1604 metri pătrați. Discuții, întrebări? Avizul comisiilor? Favorabil. 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 Supunem la vot. Cine este pentru? Abținere, împotrivă, unanimitate. Mulțumesc. Punctul 7. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei la hotărârea Consiliului Local Oraș Stănic Moldova numărul 12 din 30.01.2019.
inițiator economist Baciudor de pe malul orașului. Aici este vorba de zona de lângă Cimitirul Eroilor. Se modifică doar geometria suprafeței, nu și suprafața. Respectiv, s-au constatat acolo niște probleme și e vorba de, din punct de vedere al Oficiului de Cadastru, pe care noi trebuie să argumentăm prin hotărâre de Consiliul Local că sunteți, ați luat cunoștință și sunteți de acord cu atestarea în această formă. Discuții, întrebări? S-a discutat și în comisie, avizul comisiilor. Favorabil. 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 Cine este pentru? Abținere, împotrivă, în unanimitate. Punctul 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de atribuire în vederea concesionării prin licitație publică a unui teren situat în Sălim Moldova, strada Teilor. Inițiator, economist Baciu Gheorghe, primarul orașului. Am discutat în comisie, știm despre ce este vorba. Vă rog avizul comisiilor. Favorabil. 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 Supunem la vot. Cine este pentru? Abțineri, împotrivă, mulțumesc, unanimitate. Punctul 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii căsute comerciale numărul 1 din Parcul Stațiunii Slănii Moldova, Alea cu Castani. Inițiator, economist Baciu Gheorghe, primarul orașului. Nu sunt ceilalți care au fost? Da. Pot fi. Este vorba de faptul că s-a scos la licitație căsuța 1 și căsuța 6. Căsuța 6 a avut solicitant, căsuța 1 nu a avut. Respectiv, o scoatem la licitație și propunerea este să păstrăm comisia, pentru că nu are rost să mai aprobăm alte comisii. Practic a fost aprobată odată, se reia licitația. Este ceva normal. Și încurajăm pe cei care vor să devină întreprinzători să vină la licitație și să licitez. Da. Deci componența comisiei să rămână aceeași. Să rămână aceeași care a fost. Dacă are cineva vreo observație, poate să spună acum, dar eu cred că nu se pune problema. Vreți să facem? Supuneți la vot cu componența să rămână. Deci atunci să supun la vot să rămână aceeași componența comisiei. Cine este pentru? Abținere împotrivă. Mulțumesc. Și avizul comisiilor. Favorabil. 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 Supunem la vot acest proiect de hotărâre. Cine este pentru? Abțineri. Împotrivă. Mulțumesc. În unanimitate. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al orașului Slănic Moldova în Comisia Județeană pentru Incluziune Socială. Inițiator, economist Baciu Gheorghe, primarul orașului. Domnul primar, vă rog. Președința de comisie și asta m-am gândit să mă ofer voluntar. Bravo! Dacă... Da. Mă duc voluntar. Suntem bucuroși pentru asta. Este o propunere deja, nu? Mai aveți și altă propunere? O, este foarte bună propunere. Da. Auzi, doctor? Mă pricep. Vă mulțumesc. Tocmai de asta. E... Deci voluntar. Dacă o fi și mercenar, adică și cu bani, fi și mai bine. Nu este. Este socială. Da. Protecție socială. Da, de asta. Ei se decontează transportul. Da, în sfârșit. Implică drumul la Bacău, domnul. Păi ce am să fac? Trebuie să merge cu trebuie. E o problemă. Mă mai desmorțesc. Foarte bine. Păi nu mai... Dacă nu mai sunt și alte propuneri... Cea mai bună propunere. Mai ales că a venit în formă voluntară. Da. Dacă nu mai sunt și alte propuneri, avizul comisiilor? Favorabil. Și supunem spre aprobare. Cine este pentru? Ca domnul Rafael. Da? La nimitate, fără nu, nu, ca zi voluntar. Da, bine. Și era mercenar, mai bine. Oricând. Domnul Rafe este desemnat reprezentant al Consiliului Local la Comisia Județeană pentru Incluziune Socială. Succes! Proiect de hotărâre privind alegerea președintului de ședință în cadrul Consiliului Local al orașului Slănic Moldova pentru o perioadă de cel mult 3 luni calendaristice, începând cu luna mai 2019. Inițiator economist Baciu Gheorghe, primarul orașului. Mai bine rânduri și la alții, nu? Da. Cine este, nu știu, dumneavoastră? Domnul Rotaru. Domnul s-a sărit, da. A lipsit atunci și... Da. Dacă nu aveți nimic, foarte
Da, supun avizul comisiilor. Favorabil. Favorabil și supune spre aprobare. Cine este pentru? Abținere împotrivă. Mulțumesc, în luna jumătate. În luna mai, președinte de comisie, domnul Rădar. Următorul punct al ordinei de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea notei conceptuale pentru realizarea obiectivului investițional, amplasare căsuțe comerciale în Tălin Moldova, parcul stațiunii. Inițiator economist Baciu Gheorghe, primarul orașului. Vă rog, dacă vreți să faceți precizări. Da, e o continuare a aprobării pe care ați dat-o la sfârșitul anului trecut. Ne gândim să facem în două etape cele 10 căsuțe. Noi acum, cu bugetul cum suntem, ne-am propus să cumpărăm 5 căsuțe și să le amplasăm. Și cu recuperarea rapidă a costurilor din chirii. În principal este vorba de aspectul estetic al acelei zone, pentru că nevoia de a oferi turiștilor noștri aceste alimente de o înghețată, o clătită, ce mai este acolo, un sandwich, există sucuri, apă și pentru că ele s-au dezvoltat așa, una mai lată, una mai înaltă, inestetică, am propus să facem o primă etapă, respectiv 5 căsuțe cu spatele către terenul de sport. Pe același amplasament unde sunt acum, ele vor fi estetice și vor rămâne pe modelul căsuțelor de pe alea cu castani, vor rămâne și le vom scoate la licitație și sperăm noi să avem clienți acolo și să oferim mai mult turiștilor și vizitatorilor noștri în același timp. Mulțumesc. Discuții, întrebări? Avizul comisiilor? Favorabil. Favorabil. Supunem la vot. Cine este pentru? Abțineri? Eu mă abțin. Da? Deci abținere. 11 voturi pentru. Abținere împotrivă? Nu. Mulțumesc. Următorul punct al ordinei de zi, raport privind starea economică, socială și de mediu a orașului Slănic Moldova, prezentată de economist Baciu Gheorghe, primarul orașului. Vă rog, domnule primar. Da, am pregătit raportul, îl aveți și dumneavoastră. Am să spicuiesc câteva cifre în principal și voi trece foarte repede, el are 17 pagini. O să fie publicat pe site-ul primăriei și o să-l poată lectura cetățenii noștri. În principal, venituri 9.470.000, cheltuieli 8.900.000, avem un excedent 509.049.000, în principal datorită faptului că cei 364.000 din fondul de intervenție pentru inundații nu s-au cheltuit anul trecut, se reportează, noi nu pierdem acești bani, nu s-au cheltuit pentru că nu am reușit să facem expertiza și cele necesare până în decembrie. Ele la momentul acesta sunt gata. Avem două săptămâni, vom scoate la licitație lucrările de reabilitare a podului Dobru și alte lucrări care au fost prinse în hotărârea de guvern. Am subliniat aici faptul că anul trecut, din sponsorizări în bani și în natură, am primit 805.273. Este vorba de, în principal, de clădirea de la Crândunica, 525.000 și celelalte sponsorizări, după cum le știți, pentru terenul de sport și pentru alte mijloace fixe, niște active pe care le utilizăm deja la acest moment. Am subliniat faptul că avem la sfârșitul lunii decembrie deblocate conturile. Este o muncă de 2 ani și jumătate
am strâns șurubul, am făcut economii și am reușit și cu ajutorul guvernului, este adevărat, să achităm aceste datorii. Practic, noi funcționăm fără conturi blocate din ianuarie, de pe 27 decembrie 2018. Cu cei care nu cunosc acest lucru, reiterăm, este și un... o situație cu datoriile, cu suma lor și cum le-am achitat. Avem aici subliniate câte certificate de naștere, câte decese, în așa fel încât lumea să știe cum suntem pe parte de demografie. Avem prezentate acțiune pe care le-am făcut atât la APASERV cât și la serviciul nostru de salubritate. Anul trecut, pentru prima dată, s-a luat licența pentru serviciul de salubritate. Dumneavoastră știți acest lucru, dar este important ca și cetățenii să afle. Am evidențiat în ce fază suntem cu stația de tratare a apei, de captare, de tratare. Sperăm foarte repede să avem studiul de fezabilitate, să putem face măcar reabilitarea drenului a părții de captare a apei. Aici veți găsi și unde s-au cheltuit banii economisiți și din sponsorizări. Am pus și poze despre aceste utilaje la iluminatul public. Avem prezentată situația cu taxa specială, ce s-a întâmplat cu ea, cum s-au cheltuit banii, în ce direcții. Avem inclusiv situația licenței pentru explorare a apelor minerale, în ce fază suntem. Pentru cei care ne urmăresc, noi suntem încă în proces cu zona. Avem deja o hotărâre judecătorească prin care îi obligă să ne dea accesul la aceste izvoare. Este vorba de izvorul 1, 8 și izvorul 5. Am subliniat investițiile pe care le-am făcut în educație. Avem s-a deschis grădinița corar prelungit cu dotări și cu asigurarea celor necesare pentru funcționarea ei. Avem 43 de copii, 4 educatoare, 3 îngrijitoare. Ne dorim să menținem acest program prelungit, pentru că sunt părinți care lucrează și au nevoie de acest serviciu. Câteva aspecte la date de inundațiile de anul trecut. S-a reușit refacerea la acest moment, practic, s-au refăcut toate punctele. Mai este carosabilul de refăcut. În 2 săptămâni maxim se va reface și carosabilul pe zonele afectate și se vor ridica restricțiile de bandă pe Valea Stănicului. După cum vedeți, se lucrează și în zona izvoarelor. Avarie care zidul acela a fost avariat în 2005 și nu a fost refăcut de 14 ani. Reușim anul acesta să deschidem circulația pe ambele sensuri în zona izvoarelor și să se refacă inclusiv podul de la Cireșoaia, limita strada Rieșului, limita Cireșoaia cu Cerdacul. Acolo, practic, o să fie deviată circulația și podul acela va fi refăcut în totalitate. O să rămână, practic, singurul punct restricționat în această vară, în sezonul de anul acesta. Tabelul cu datoriile restante achitate, 2.549.000 datorii lăsate de către vechea administrație. Și suntem în situația să am acționat pentru a recupera anumite sume de la cei care nu și-au făcut datoria cum trebuie. Și câteva date despre domeniul sociocultural și proiecte în curs de realizare. O să le găsiți toate aceste date în raport. Și sper ca acest mod de transparență și, vă spuneam în comisie, doresc ca acest raport să ajungă la cât mai mulți cetățeni,
pentru a-l lectura și pentru a fi cât mai transparenți cu cheltuirea banului public. Îmi doresc să se vede că dumneavoastră sunteți din ce în ce mai interesați de aceste cifre, de ce se întâmplă cu banii, de ce se întâmplă cu acțiunile noastre și mă bucură acest lucru. Sper ca și pe viitor să putem rămâne la acest nivel de transparență, să ne îmbunătățim chiar, în așa fel încât să nu, noi nu avem ce să ascundem aici. Nu avem un interes personal. Și lumea trebuie să știe ce se întâmplă cu toate acțiunile, cum acționăm și ce se întâmplă în localitatea noastră. Eu vă mulțumesc pentru că ați venit chiar și într-o zi de sărbătoare la ședință. Vă doresc sănătate și putere de muncă și să rămâneți alături de noi, să ne ajutați și să ne sprijiniți în demersurile pe care noi le facem. Mulțumim și noi, domnule primar. Mai puțin. Deci vreau să-i mulțumesc domnului primar și acum trecem la cel de-al 13-lea, al 14-lea, acum de fapt, diverse. Vă rog. Domnul primar, dacă ați luat conștiință sau știți să cumva ne confruntăm cu o problemă foarte mare din Cireșoara, dar nu știu dacă a ajuns la nici. Persoanele răufăcătoare s-au apucat să taie cauciucuri la mașini care sunt parcate pe Valea Stănicului. Nu știu dacă ați auzit. N-am auzit. Duminică noapte a fost la Cireșoaia o problemă și se pare că a fost și prin Cerdac. Orică a fost în Vierea și a fost traseul ăsta mișcător care a fost, sunt trei cauze, am înțeles, am auzit eu. Dacă colegii noștri consilieri consideră sau auzit sau au informații, care știi că persoanele sunt cu asemenea fapte, să fii informați cei de la poliție, că vorba aceea, că informația este confidențială, dar trebuie ajutat și oamenii aceștia care să poată să identifice autorii, pentru că mai sunt și, am auzit, mai sunt și copii sau tineret, deci care se ocupă noaptea, să fie lumina pe traseu, deci lumina tot public. Da, eu cunosc despre cauciucul, nu știu, dar despre iluminatul public știu, avem răufăcători și o să cer doamnei secretar ca să continuăm această, am avut inițiativa ca la ședințele noastre de Consiliul Local să fie invitată poliția, jandarmerie, da? Deci sunt invitați și nu au venit. Atunci, pe această cale, o să-mi sun personal și pe domnul comandant și pe ceilalți să vină la ședințele noastre de Consiliu, pentru că aici vor afla anumite aspecte și, uite, pot răspunde la niște întrebări. Că primăria nu face cercetare, ajută și chiar și pe partea de salubrizare, de gunoaie, de asta vă rog să rămâneți la fel de... Adică să fiți chiar mai exigenți, pentru că oamenii se feresc să atragă atenția, dar primăria nu are un ochi magic care să vadă toată Valea Stănicului simultan și să-i găsească pe cei care aruncă gunoaie. Avem acum, vom achiziționa două camere discrete, da? Pe care le vom putea muta și intenționăm să le instalăm temporar în diferite puncte să îi prindem pe cei care aruncă gunoaiele aiurea. Mulțumesc pentru... Au rog și cutirea de la poștă. Am reținut, am văzut-o dărâmată acolo către... către... Aia de la rugină, nu-i de la... Și de la rugină, dar cred că și de la, și de la, și de la o acțiune să fie rezemat unul mai solid așa în iadul. Da. Spuneți, domnul Ion. Domnul primar, propun să stabilim când se scoate animale din definiția asta. Noi vine apia la TSFT-ul în control, stările ies la 1 iunie, nici nu avem când să cosim. Acum am avut problemă la domnul Vicean când i-am scos. Stabilim o zi, stările ies la data de, vitele mai mari la data de și să știm să trebuie în științare ca să le știm. Poftim? Nu să știi din anii anteriori. Dar nu ies, acum am avut pe 20 mai la domnul Vici, întrebați așa stabil. Noi avem o situație atipică în localitatea noastră, pentru că primăria nu are niciun hectar de pășune. Practic, ea nu poate să fie implicată. Am inițiat de un an de zile, cred că chiar doi, acestă, trebuie să facem un regulament de pășunat. Dar regulamentul de pășunat nu-l putem face noi. Trebuie să-l facem împreună cu
cei care au cele mai mari suprafețe de pășunat. Pastoral. Amenajament pastoral. Se cheamă, da, respectiv, obștea composesorat. Din fericire, la obște lucrurile sunt pe drumul cel bun și vă promit că foarte curând o să vă spunem ce pași am făcut în acest sens. Nu, dar să stau eu la dată de ei să știți să iese afară, ca să vă tot de la primărie. Regulamentul acesta va cuprinde și datele respective. Noi știam că de pe 10 mai nu mai are voie. Nu, înainte știți cum era, stările ieșau la 5 mai da. Și vacile așa pe 10-15 mai. Depinde cum era primăvara de temporal. Încă nu e 5 mai. Acum, dar este bine restabilit. Am reținut propunerea dumneavoastră și vom acționa în acest sens. Dar fără implicarea celor care dau pășunea respectivă sau fânațul respectiv în normal, el dar nu are... Dar nu se dă la pășune filiezi. Bun, dar fânațul fără acordul dumneavoastră nu are voie să intre niciun picior de animal. Noi de la Agra, când am venit controlul, că am avut la pachet la 1 septembrie, a găsit oameni care n-a cosit și a dat să dăm bani înapoi. Și noi am zis așa, de ce să cosi? Nu aveam ce cosi, că era 1 iunie și nu ieșea stările. Domnule, zice că dați bani, dați în judecată. Tot stabilit la primărie, vă zic... Am înțeles și am reținut propunerea dumneavoastră și vom face... Dacă trimiți scrisoarele astea cu stânile, că pari mari nu mai sunt, dacă nu are mai să vii de pe dealuri, dacă astea cu stânile, cât stâni sunt pe Valea Zonei, cu 5-6 stâni. Îi trimiți niște țari, la data de ei și stă afară domnului și asta e. Pe acolo am venit la domnul Vigi pe 20 mai, am trebuit să mergeați 5 zile că au început să tunde oile pe finieți, erau acolo, aici la 1 iunie. Cum să mai poți să mai dă să înceta? Am să vă rog să lăsați și în acest sens un document scris. Da? Păi mai mi-ați blocatarii, ca să zic, în ședință. Că ce facem acolo? Treceți acolo și îi vom atenționa că nu au voie, practic, să pășuneze pânețele fără acordul proprietarului. Nu este ceva nou. Pe proprietatea dumneavoastră nu are voie nimeni să intre, indiferent că este iarnă, vară sau că așa s-a moștenit. Erau niște, cum ați zis, consilieri, la data de până la data de să umbla. Adică până pe 5 mai era stânile și 10-15 mai era vitele mari. Că a fost o lege. Nu-ți dă voie niște pășuni, îi lasă să mergi până la data de până la 15 mai. Bun, am reținut asta și vom... Dacă mai sunt discuții, declar ședința închisă. Bună ziua, vă mulțumesc!